Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Studioului Politic. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc pentru atenție. Înainte de toate, să lămurim în ce episod al acestei crize politice suntem. În acela în care sesizările la Curtea Constituțională se pare că se înmulțesc și judecătorii CCR devin arbitrii într-un conflict nu doar între Parlament și Guvern, ci și între PNL și USR. Dar detaliem. Înainte de toate, am ascultat foarte multe detalii din culisele împăcării, pentru că în spatele declarațiilor belicoase se pare că PNL și USR Plus au de gând să se împace. Când? După congresul PNL, după congresul USR Plus. Din culisele împăcării aflăm că sunt mai multe scenarii de lucru. De pildă, justiția ar putea ajunge la Partidul Național Liberal. Sunt mai mulți liberali care nu vor să mai lase hațele, fruiele justiției în mâna celor de la USR Plus. De cealaltă parte, îi avem pe cei de la USR Plus care spun că încă e posibil ca Ion Stelian să fie din nou numit la justiție. Dar detaliem cu personajele momentului în această zi. Iuliana Scântei din partea PNL, vă mulțumesc pentru prezență, președinta comisiei care a avut această sarcină de a lămuri până la urmă ce se întâmplă cu legile justiției, cu desființarea secției speciale, reprezentanta PNL în ce înseamnă abordarea liberalilor pe tema justiției. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și Ion Stelian, fost ministru al justiției și propunerea probabil a USR Plus în continuare, dacă această împăcare va fi parafată între PNL și USR Plus, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doamna Scântei, la dumneavoastră vin. Sunteți vehiculată printre liberalii care ar putea să preia justiția în situația în care negocierile dintre PNL și USR Plus se reiau cu portofoliile pe masă. Ce ne puteți spune dumneavoastră? Vi s-a făcut această ofertă? Sunteți dispusă să preluați justiția? Nu există o astfel de discuție la acest moment în cadrul PNL. Dincolo de un subiectivism ca răspuns, oricine poate fi ofertat din rândul parlamentarilor PNL, din rândul liderilor PNL cu pregătire juridică să ocupe un post cum ar fi cel de la justiție, dar noi nu avem această discuție în cadrul PNL, câtă vreme suntem încă încrezători că negocierile care vor fi finalizate, așa cum spuneați mai devreme, după congresele din cele două partide, PNL și USR Plus, vor readuce pe partenerii noștri în coaliție, în guvern, iar în poziția pe care o am în prezent, sunt probabil partenerul ideal pentru viitorul ministru USR Plus la justiție, pentru a finaliza obiectivele care ne-au rămas neîndeplinite după primul mandat exercitat de ministru Stelian Ion, respectiv adoptarea legilor de modificare, de corectare a legilor justiției și finalizarea procedurii pentru desființarea secției speciale, alături de celelalte proiecte care se derulează în paralel, dar care au cameră decizională, camera deputaților. Prin urmare, cred că tandemul de a avea în persoana mea la Comisia Juridică a Senatului, în poziția de președinte, un reprezentant al PNL-ului, așa cum m-ați menționat dumneavoastră, și de a continua după revenirea colegilor noștri cu un alt reprezentant USR Plus sau, dacă negocierile vor fi favorabile, cu același ministru desemnat în persoana domnului Stelian Ion, nu văd decât un plus. Dar la acest moment suntem în această conjunctură, sunt președinta Comisiei Juridice a Senatului, am din partea Partidului Național Liberal acest mandat de a ajuta coaliția, indiferent cum sunt ocupate portofoliile, inclusiv cel de la justiție, pentru finalizarea obiectivelor. E o discuție prematură. Dumneavoastră închideți acest scenariu, însă sunt liberali care vorbesc despre asta și pe dumneavoastră, și pe Alina Gorghiu, și pe Cătălin Predoiu. Îi vehiculează la justiție. Vedeți, sunt foarte multe nume, sunt foarte multe opțiuni, dar, repet, nimeni din PNL la acest moment nu își pune problema să discute despre persoane când noi avem obiective mai importante de realizat. Iar obiectivul cel mai important la acest moment este să ne recâștigăm partenerul cu care putem să finalizăm reforma pe justiție. La acest face moment, treaba degeaba, mai bună la justiție degeaba, decât USR Plus? Nu există. Eu muncă în echipă. Dacă nu ne-am dat seama până acum, PNL singur nu poate să finalizeze reforma în justiție, să repare legile justiției. USR Plus singur nu poate. Deci suntem forțați prin votul alegătorilor noștri să lucrăm împreună și să finalizăm ceea ce am promis. În urmare, zic să ne concentrăm pe soluții, pentru că avem soluții, pe acelea le putem discuta. Poate unele nu au fost armonizate
până acum sunt elemente noi care au apărut în negocierile dintre noi și noi ca tehnic, eu în calitate de președintă a Comisiei Juridice, am acest rol să furnizez liderilor noștri soluții ca să ajungă la un consens în coaliție pe partea de obiective pentru justiție. Ion Stelian, sunteți fostul ministru al justiției și atât? Sau în situația în care aceste negocieri pentru împăcare între USR Plus și PNL vor avea succes, veți fi propus din nou? N-am avut niciodată obiective personale. Obiectivul meu personal nu a fost niciodată a deveni ministru. A fost o propunere a colegilor, mi-au dat încrederea lor și am făcut tot ce mi-a stat în putință, potrivit conștiinței, să-mi duc la îndeplinire obiectivul asumat prin programul de guvernare. Dincolo de asta, ce socotel fac unii, ce lansează manipulativ sau nu în spațiul public, că s-ar discuta să se ia justiția din dreptul USR-ului, să se ia alte ministere, să se reașeze lucrurile, toate chestiunile acestea nu sunt decât intoxicări, pentru că aceste discuții nu au loc. Mai mult decât atât, toate aceste discuții se vor purta, dacă se vor purta, după ce Florin Câțu nu va mai fi premierul României. Condiția aceasta nu este una față de care să existe disponibilitate de a renunța la ea. Am spus foarte clar, oricine altcineva din PNL, este o condiție, doar să nu fie Florin Câțu, asta e... Dacă puteți nuanța această condiție. În primul rând, Florin Câțu a arătat că nu este în stare să țină coaliția alături. A nemulțumit atât de mult USR Plus, în mai multe momente și prin mai multe gesturi politice, a arătat că nu este preocupat de guvernare, cât este preocupat mai mult de campania internă și de consolidarea echipei câștigătoare. Și din cauza asta a târât toată coaliția într-o criză majoră și toată țara, toată guvernarea. Mai mult decât atât, felul în care încalcă cu nonșalanță, cu aproape cu zâmbetul pe buze, în fiecare zi și legile și Constituția, lucrul ăsta este îngrijorător. Ar trebui să ne dea tuturor de gândit și președintele României ar trebui să-i dea de gândit, pentru că nu am luptat în anii trecuți pentru a schimba un abuz cu altul, pentru a schimba doar niște actori și a păstra aceeași manieră de lucru. Am luptat pentru niște principii și, ca dovadă că am luptat pentru principii, nu pentru funcții, am renunțat la acele funcții, colegii mei și-au dat demisiile din Guvernul României, după care putem discuta mai departe. Dar ce s-a întâmplat, nici premierul, nici președintele, din păcate, nu au dat semnale de împăciuire, doar verbal o spun. Dar să ne invite la momentul oportun să stăm la masă, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. A fost doar așa, o invitație formală la Cotroceni, pur formal, nu s-a întâmplat nimic atunci, nu s-a venit cu nicio soluție, nicio propunere concretă. Mai mult decât atât, s-a turnat gaz pe foc, s-au înlăturat din minister și secretarii de stat care nu aveau... Dacă aveai într-adevăr intenția să reiei discuțiile, ai păstrat secretarii de stat, ai păstrat în celelalte instituții numirile care au fost făcute ca urmare a unor discuții politice. Deci toate semnale concrete sunt că PNL, din păcate, nu-și dorește, sau echipa câștigătoare nu-și dorește o refacere a coaliției, pentru că această coaliție nu mai există în prezent. Să fie foarte clar, și mă mir că premierul nu și-a dat seama, trăiește într-o lume paralelă, într-o realitate paralelă, spune că sesizarea noastră la Curtea Constituțională l-ar obliga să numească niște miniștri care nu sunt din USR Plus. Evident, i-am trimis pe data de 8 în scris o solicitare prin care i-am cerut să ia act de faptul că ne-a retras din această guvernare, da? Nu mai poate numi. Ajungem imediat la această sesizare, foarte important, ca să vedem de ce aveți viziuni diferite, dar un răspuns concentrat pe acest subiect. USR Plus dispus să renunțe la justiție. Haideți să lămurim acest scenariu, că la câte se vehiculează, e bine măcar să aflăm câteva detalii zi de zi, până în momentul în care vom vedea care e dezvoltamentul acestei crize. În Biroul Național nu s-a discutat acest lucru, însă părerea mea personală este că ar fi o mare greșeală să se facă o astfel de schimbare, că nu există niciun temei, că ar fi o dovadă în plus că președintele își dorește om la justiție, să aibă omul său la justiție, nu este sănătos într-un parteneriat
trebuie să ai responsabilități și trebuie să te înțelegi, să ajungi la o formulă care să fie agreată de ambele părți. Ăsta a fost, de fapt, votul românilor în decembrie 2020. Să ne înțelegem unii cu alții, să găsim formula comună. Doar o paranteză vreau să fac, pentru că primim informații dinspre Curtea Constituțională. 28 septembrie, termen de judecată pentru conflictul formulat de premierul României, conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. 28 septembrie, ora 10, înseamnă după congresul Partidului Național Liberal. Reacțiile dumneavoastră? Reacția mea este că echipa câștigătoare, împreună cu PSD, cu Ciolacu, cu Marcel Ciolacu, cu ceilalți colegi din Parlament, au reușit să blocheze la acest nivel discuția pe moțiune. Un lucru regretabil, pentru că în Constituție se spune foarte clar, se stabilește termenul de 3 zile, după care, prin regulamente, se stabilește termenul de 5 zile pentru citire și apoi termenul de 3 zile. Este foarte trist. În Constituție nu spune nicăieri că discuția pe moțiune și votul pe moțiune se dau după 3 zile, dar după congresul PNL. Nu asta e ideea. După 3 zile, foarte apropiat de acele 3 zile, sau chiar în a treia zi, sunt în doctrină acest termen de judecată să fie în 28 septembrie, deci după congresul PNL, deci formula... ceea ce înseamnă că încă premierul Florin Câțu rămâne în fruntea executivului, vine din partea judecătorilor Curții Constituționale, nu din Parlament. Îi acuzați pe judecătorii Curții Constituționale că fac acest joc politic? Noi trebuie să facem o reformă a Curții Constituționale. Numirile eminamente politice, neavând o componentă tehnică mai pregnantă, în ultimul timp s-a văzut că a condus la niște decizii mai mult politice decât juridice. Este o chestiune de domeniu evidenței. Sunt fapte, nu sunt... Putem fiecare analiza aceste fapte, dar fapt este că ar fi putut analiza mai devreme, nu au făcut-o, ceea ce îl avantajează pe Florin Câțu în campania sa. E problema dumnealor în PNL, cum își fac campania, dar faptul că au angrenat Guvernul României în campania internă a PNL, Parlamentul României și, iată, totul se aliniază în această direcție, eu cred că e un semnal negativ la adresa democrației. Instituțiile trebuie să se regleze reciproc, să fie niște mecanisme care să împiedice derapajele. Ori noi suntem pe contrasens acum în privința regulilor democratice. Flagrant, Florin Câțu avea termen de 5 zile să vină de la vacantarea funcțiilor de ministru și de când era foarte clar că s-a schimbat compoziția politică a Parlamentului, i-am trimis în scris acest lucru, trebuia să vină în fața Parlamentului să obțină aprobarea pentru noua listă. Mulțumesc. Nu a făcut Iuliana acest Tântei, lucru. Vă rog, reacția dumneavoastră după anunțul venit de la CCR. Iau act de termen. În schimb, sunt extrem de surprins. Am urmărit și până astăzi diverse reacții publice, dar fiind în platou cu un fost ministru al justiției și distins coleg deputat cu pregătire juridică, astăzi îmi voi spune punctul de vedere pertinent, cred că, pe ceea ce discutăm astăzi. Conflictul juridic, cererea de conflict inițiată de primul ministru cu privire la moțiune, nu este împotriva moțiunii. Primul adevăr, moțiunea de cenzură, inițierea unei moțiuni, este un drept constituțional al unei opoziții, din care, din păcate, știam că nu face parte și USR Plus, dar s-a aliat cu un partid din opoziție extremist, AUR, pentru inițierea acestui control parlamentar. Cererea de conflict nu este, deci, inițiată împotriva moțiunii. Noi sancționăm parlamentare pentru exercitarea acestui drept constituțional. În schimb, ceea ce premierul a pus cu titlu de întrebare la Curtea Constituțională și este dreptul nostru al tuturor în această democrație parlamentară despre care vorbea domnul ministru, este să aflăm dacă această moțiune întrunește chiar acele condiții de validitate constituțională pentru a fi dezbătută. Pentru că uităm ce este de fapt moțiunea, dincolo de o declarație politică, de o critică la adresa guvernului. Este un act juridic care duce la sancțiunea cea mai gravă împotriva unui cabinet, dacă este votată, respectiv demiterea unui guvern. Ori nu cred că suntem în situația în care
să folosim un instrument constituțional cum este moțiunea de cenzură, dar care nu întrunește, nu respectă, încalcă Constituția din momentul inițierii până în momentul comunicării sale guvernului, ca să producă un efect de care tot neconstituțional. Să ajungem în situația în care să demitem un cabinet, să ne plângem după aia la curte că întreaga procedură a fost viciată și să aflăm după aia, dar cu un guvern demis și cu o stare de instabilitate guvernamentală instalată, că nu trebuia dezbătută. Regret că aceste, să spun așa, această retorică politică ne-a dus la încălcarea Constituției. Dar domnule, da, senator, e o problemă. Aici, m-aș opri puțin acest argument și vă las să vă continuați punctul de vedere. În situația în care Curtea Constituțională va spune că e constituțional tot ce s-a întâmplat, ce va face PNL? Se va prezenta la moțiunea de cenzură? Vom lua o decizie atunci. Problema mea este de a afla, de a elimina acesta. Care va fi sfatul dumneavoastră? Pentru că putem să ne trezim și în această situație. Eu la acest moment cred că acest conflict este întemeiat și admisibil. Pentru că am ajunge, dacă curtea nu ar da câștig de cauză cererii premierului, am fi în situația ca mâine, poi mâine, un alt partid sau poate chiar USR Plus să inițieze o moțiune cu un număr sub cel minim obligatoriu prevăzut de Constituție. Sub o pătrime din numărul total al 117. Senatorilor. 117. Pentru că asta este ceea ce s-a întâmplat. Și dacă vreți, e momentul noastră, probabil... Puteți detalia puțin, da, care sunt motivele de... Sigur că da. Inițierea... Să comentez și eu un pic. Constituția cere ca o moțiune de cenzură să fie inițiată de un număr minim obligatoriu, a spus 117, adică o pătrime din numărul total de deputați și senatori. Cum se dovedește inițierea? Dincolo de textul moțiunii, cu o listă de semnături holografe, care reprezintă de fapt manifestarea de voință, însușirea de către acei parlamentari a textului moțiunii și a dorinței politice de a demite guvernul. Deci nu aveam dosar cu șină. Păi dumneavoastră sunteți cel care ați dorit să nu mai avem dosar cu șină. Păi dar au fost toate semnăturile aduse în original, s-a luat act de ele. Nu există nicio problemă cu semnăturile. E o găselniță pentru a bloca această moțiune măcar o perioadă. Domnule ministru, vă invit să discutăm, să nu sărim o etapă. Momentul depunerii este 3 septembrie. La data depunerii, 34 de semnături, 11 de la AUR și 23 de la USR, erau într-o altă formă decât aia cerută de lege. Nu de Scântei, nu de Florin Câțu, nu de PNL, și de lege și de Constituție. Și eu îl întreb pe domnul ministru, că știe foarte bine, de exemplu, din Parlamentul României, de la o cameră la alta, sau direct de la subsemnăturile celor doi președinți, președinte de cameră și președinte al Senatului, pleacă la promulgat legi pe care noi le votăm. Le semnează holograf cei doi. Domnul Orban cu doamna Dragu. Cumva le semnează scanat și le trimit la președinte pentru a fi promulgate, asta ca să ducem în derizor deci, această chichiță, discuție. Nu este o chichiță, domnule ministru. Dacă dumneavoastră apreciați că o condiție din Constituție care spune că trebuie să aveți o manifestare de voință însușită prin semnătură... Sunt toate semnăturile în original. Au fost depuse manifestarea de voință a parlamentarilor. Există. Domnule ministru, vreau doar să vă fac completarea. Vă confirm, are dreptate. Au fost depuse în 6 și în 7 septembrie. Am dreptate. În 6 și în 7 originalele, septembrie. Toate originalele. Domnule ministru, au fost depuse acele semnături în formă originală în 6 și în 7 septembrie. Constituțional, noi vorbim nu de dată ulterioară de depunerea unor semnături, ci de data înregistrării moțiunii. Pentru că altfel înseamnă că am face o listă deschisă și am aștepta, așa cum așteptăm la diverse inițiative legislative, până la dezbaterea în plen să se înscrie doritori să își însușească acel proiect de lege. Ori nu suntem în acea situație, domnule ministru, nu putem duce în derizoriu o obligație constituțională, atât este cerința minimă, să vă însușiți la data depunerii acelei moțiuni prin semnătură. Sunt două variante posibile. Ori erau false semnăturile, ori erau valabile și voința exprimată de parlamentari, ăsta este sensul demersului politic, era aceea de a porni moțiunea de cenzură. Este evident că voința celor care au depus acele înscrisuri, acele liste, era de a porni moțiunea de cenzură. Existau semnăturile, au fost depuse toate și în original. Vă dau un alt exemplu, al doilea motiv invocat, pretext invocat de Florin Câțu pentru a bloca până la Congres această moțiune, l-ar consta
chipule faptul că ar fi trimis prea târziu guvernului acea moțiune. Public, Florin Câțu îl critica pe președintele Camerei Deputaților că grăbește procedura, înscris prin sesizare, se critica faptul că s-a trimis prea târziu. Deci iată ce ruptură de logică și câtă rea credință în acest demers. Dimpotrivă, cum spuneam mai devreme, Florin Câțu este cel care a generat un conflict juridic de natură constituțională, pentru că după schimbarea evidentă a compoziției politice a guvernului, a refuzat cu obstinație și refuză și în prezent să se prezinte în fața Parlamentului cu noua listă de miniștri în termenul prevăzut de lege. Sunt niște etape foarte clare în cele 45 de zile de interimat în care trebuie să se procedeze la numirea noilor miniștri. Ajungem ai la sesizarea depusă de președintele Senatului. Aș vrea să nu închidem totuși discuția, pentru că este foarte grav și eu chiar apreciez foarte mult prezența domnului ministru în platou. De ce? Una este să am un astfel de dialog cu un coleg care are o altă pregătire și nu a fost, de exemplu, ministrul justiției, și alta este să discut cu domnia sa. Domnule ministru, Constituția cere ca o moțiune de cenzură să fie comunicată de către Parlament, nu de către Orban sau de către Dragu, de Parlament, cabinetului, primului ministru, guvernului, în ziua depunerii. Reamintesc pentru toată lumea, ziua depunerii a fost în 3 septembrie. În care sancțiunea necomunicării în aceeași zi. Vă rog doar acest și care-i vătămarea. Sancțiunea este lipsa de loialitate a Parlamentului față de cabinet. Practic, termenul uitați. Acela a fost pus, domnule ministru, în Constituție. Dacă ați fi urmărit puțin istoria revizuirii Constituției sau elaborării în prima fază pentru acel articol, când s-a stabilit ca această comunicare să fie în data depunerii, a fost tocmai pentru a arăta loialitate din partea Parlamentului către guvernul pe care intenționează să îl demită și pentru a-i da timp suficient guvernului să-și pregătească apărarea, să ia act de conținutul moțiunii, astfel încât la data care ulterior să-i fie comunicată pentru dezbatere, să poată să-și prezinte argumentele. Termenele nu le stabilim și nu le calculăm când dorim noi. Chiar dacă dumneavoastră v-ați obișnuit, am văzut pe final de mandat la Ministerul Justiției să faceți acest lucru. Dacă în Constituție se menționează că este o obligație a Parlamentului, reamintesc, nu a președintelui de cameră personal, acolo avem un text în regulament care i-a stabilit această sarcină în sarcina președintelui de cameră, dar depunerea trebuie să coincidă și cu comunicarea. Iar bun, faptul că două birouri, un organism interesant, să închidem acest domnule ministru, imediat, nu avem foarte mult timp la dispoziție, avem o singură emisiune faptul că birourile nu se întrunesc, asta nu absolvă Parlamentul și nu-l absolvă nici pe domnul președinte al Camerei Deputaților de obligația constituțională pe care o avea. Dumneavoastră uitați în fiecare moment, cu bună știință, bineînțeles, că nu-mi imaginez că nu ați ști lucrul ăsta, că guvernul este la dispoziția Parlamentului, nu invers. Nu poți să spui tu ca premier, tu ca guvern, că ești deranjat de o moțiune, da? Și că nu vrei să faci tot posibil să blochezi acea moțiune și că aduce moțiunea la vot înseamnă un blocaj instituțional și o lipsă de loialitate. Nu există. Există moțiune depusă, punct. Cum ai că constituțională? Bineînțeles că au fost respectate toate condițiile. Numărul suficient de parlamentari, numărul suficient de parlamentari a fost respectat. Au fost respectate toate celelalte condiții. Chestiunea asta legată de termen nu produce absolut nicio vătămare și nu poate conduce la invalidarea unei moțiuni. Este foarte grav ce se întâmplă, să blochezi pe astfel de pretexte o moțiune de cenzură. Conflictul nu vizează moțiunea, ci modalitatea în care Parlamentul și-a exercitat atribuțiile. Nu cred că Constituția este un sofism. Nu, dumneavoastră bine, creați atunci un sofism. Pentru acest dubiu pe care înțelegem că îl are și premierul, au și foarte mulți din comunitatea juriștilor constituționali pentru această speță dată, dați voi atunci curții să lămurească
că este singurul garant care este garantează curții, supremația noi dăm voie, dar să o facă cu celeritate. Deci nu puteți putea fi deranjat să o facă, facă înainte de congres, da? Ca printr-o întâmplare s-a făcut după, avantajându-l pe candidatul Florin Cîțu. Este decizia curții ar fi până la urmă. Să considerăm că o curte dominată majoritar de PSD susține un candidat păi da, PNL. Blatul PNL-PSD pe această chestiune se poate reflecta și pe alte aspecte, nu e nicio problemă. Bun. Dar dincolo de asta, bineînțeles, se va pronunța curtea. Se va pronunța curtea și pe sesizarea noastră care e întemeiată, pentru că, repet, Florin Cîțu refuză cu obstinație să vină în fața Parlamentului. Domnule ministru, dar până una alta, noi stăm cu mâinile în strâng și așteptăm dezlegarea de la Curtea Constituțională. Vă dau și punctul de dreptul la cuvânt. Doar o secundă să vorbim pe rând. E foarte important să înțeleagă cei de acasă. Ca să închidem acest subiect, vă rog, pentru că vreau să le lămurim cât mai multe dintre ele. E important pentru noi. Din partea dumneavoastră, Iuliana Scântei, această reacție care vine din partea unui fost ministru de justiție, care spune că în acest moment judecătorii curții au intrat în jocul politic și dând decizia după congresul PNL, e susținut și ne arată nouă tuturor că această curte constituțională este politică. Reacția dumneavoastră? Reacția mea este unică. Vreau să vă reamintesc și cu siguranță aveți toată arhiva de știri politice din ultimii 30 de ani cu privire la moțiunile de cenzură. Este pentru prima oară în 30 de ani când avem o moțiune inițiată cu încălcarea legii, când despre, nu sunt toate semnăturile la acel moment. Opinia dumneavoastră și o manipulare publică pe care decizia o faceți. Există toate semnăturile. V-am spus, nu i-au fost la data semnării. Haideți să depășim acest moment, pentru că v-am lăsat să vă spuneți punctele de vedere despre această decizie a judecătorilor CCR. Decizia potrivit legii de organizare și funcționare a curții, aceasta stabilește termenele de judecată. Evident că este de dorit ca nicio decizie a curții constituționale, mai cu seamă cele pe conflict, să nu intervină în situații politico-constituționale de natură să influențeze vreun fel rezultatul unor alegeri. Nu este și pentru prima dată. Și decizare la Curtea Constituțională, gândindu-vă că noi am făcut era ca să câștigăm că și să arătăm că Parlamentul nu se vor implica a încălcat și că s-a amânat acest termen până după congres? Nu, noi am făcut pentru a ști, pentru a preîntâmpina demiterea unui guvern în baza unei moțiuni de cenzură care nu a fost inițiată în conformitate cu Constituția. În nu perioada avem chiar Dragnea atât de multe flame. În perioada Dragnea a mai fost o situație de genul ăsta când se contestau niște semnături pentru convocarea unei sesiuni extraordinare pe care o făcusem, da? Și atunci colegii noștri din PNL erau foarte revoltați de această manieră de a contesta semnăturile celor care veneau în persoană și spuneau, domnule, e semnătura mea. Uitați-o, mai depun ciudat, o dată. Ministru, mai semnăm o dată. Vă numărați dacă printre, este nebunie. Ar trebui să spuneți deci telespectatorilor, este vă numărați printre semnatarii acest pe fax ai moțiunii, deci asta ar trebui. Lista de cu semnături completate vă include inclusiv pe dumneavoastră. Ați fost inclusiv unul dintre semnatarii acțiune... pe fax. De chemare în judecată poate fi avută în vedere dacă o trimiți prin domnule e-mail sau pe fax. Dumneavoastră la PNL încă fapt. N-ați descoperit mijloacele de comunicare la distanță. Ați fost primul da? Pe care, dacă nu fost... care nu le-ați descoperit, să știți. Dar și am să vă spun de ce. Unu, deci factual, sunteți unul dintre miniștri care v-ați completat în data de 6 septembrie și nu la momentul depunerii moțiunii. Am depus originalul semnăturii. Adică ați mai semnat odată, nu, în original. Era aceeași semnătură. Nu este era în aceeași formă. Domnule ministru, doamna Scântei, eu m-am uitat pe lista de semnături. Nu, v-ați uitat aiurea pentru că am depus exact în scrisul, scanat și trimis în forma inițială. Știți ce nu mai manipulați, nu puteți spune dumneavoastră că în calitate de ministru fața al justiției ați refuzat, de exemplu, să emiteți un aviz de legalitate pe ordonanță de urgență Anghel Salini de... pentru că aveați ce anume, domnule ministru? Altă manipulare. Aveați în original sau copie n-aveam. Semnăturile colegilor dumneavoastră este ministru o manipulare cu incredibilă care ministru. A picat în urma cercetărilor făcute. Domnule în ministru, momentul aveați în care aveați semnăturile în 1 septembrie, nu aveam semnăturile avizatorilor. Nu aveam semnăturile atât avizatorilor. În original sau în copie? Pentru o că toți ministrii și-au arătat fi... semnăturile. Le-au dat după. Nu, erau toate trimise. Când a fost, în când 26, a avizat ministrul de finanțe? Așa cum scrie, așa ministrul cum... de finanțe a avizat ministrul la 1 septembrie. Ministrul de finanțe și cu dumneavoastră ministrul aveați de finanțe obligația, a avizat la 1 septembrie. În 1 septembrie era termenul. E incredibilă manipularea și lejeritatea cu care se minte efectiv. Deci eu, în data de 25, când au trimis acea documentație, nu am avut decât semnătura ministrului inițiator.
toate celelalte avize de la celelalte ministere nu erau în documentație. Nu s-au primit nici măcar. E o minciună, este o minciună inimaginabilă. Semnătura, nu e prima oară când ați avizat o ordonanță de la Ministerul de Finanțe a venit după revocarea mea. Repet, semnătura de la Ministerul de Finanțe, avizul a venit după revocarea mea. Ministru, iată cum minciuna 11, pe care o promovează colegii au fost nerușinarea, aș putea spune. Am ascultat punctul dumneavoastră de vedere. Este demontat. Ideea era în felul următor, că într-o altă situație, cu altă măsură, doamna Sfântei, permiteți-mi să modereze o altă interviune. Domnul Ion Sărian, vă rog de asemenea, suntem oameni civilizați, suntem adulți, aveți proprietatea cuvintelor, cu siguranță ne putem înțelege dacă ne așezăm puțin. Avem această sesizare, am ascultat punctele de vedere și în privința acestor semnături. Dar în privința acestei sesizări la Curtea Constituțională de la președinta Senatului, Anca Dragu, înțelegem că ați girat această sesizare. Vreau și punctul de vedere, că v-am ascultat și pe dumneavoastră, al dumneavoastră. Va fi obligat premierul să vină mai repede în Parlament cu aceste numiri? Cum vedeți dumneavoastră sesizarea la Curtea Constituțională depusă de Anca Dragu? Este cea mai școlărească și lipsită de temei sesizare pe care eu am putut să o văd sub semnătura unui președinte al Senatului. De ce? Regret în această nepricepere juridică și neînțelegere a textelor legale care fac distinție foarte clar. În această situație, noi suntem într-o situație politico-constituțională de remaniere, probabil, deși noi nu ne dorim acest lucru, cu schimbarea configurației politice a cabinetului. Ori, într-o astfel de situație, acel articol pe care doamna președintă a Senatului, articolul 47 aliniatul 2, respectiv termenul de 5 zile, pretins a fi obligat pentru, obligatoriu pentru premier să solicite, nu știm încă, că în sesizare ba, se spune că se solicită Parlamentului, ba se solicită președintelui, în 5 zile ar fi această obligație pentru a nominaliza noi miniștri. Evident, evident, acel articol nu este aplicabil în această situație politică. De ce este politică, evident, doamna Sfântei? Pentru că trebuie să citim textele legale, domnule ministru. Păi citiți-le cu interpretarea corectă, unde legea nu distinge, nici interpretul trebuie să distinge. Foarte clar. Nu distinge nicăieri. Haideți să răspundem eu, Sfântei. Vreau doamna cât am ați invitat să-mi spun acest punct de vedere, domnia sa și l-a exprimat, cred, cu considerente în sesizare. Articolul 47 aliniatul 2 se referă cel mult la o remaniere. De cum este, de exemplu, cu înlocuirea domniei sale sau a domnului Voiculescu, la acel termen se referă, la acel tip de remaniere, nu la o remaniere cu schimbarea compoziției nu politice, face legea nicio diferență, care trebuie în acest să ajungă în fața Parlamentului, domnule ministru, și apoi la președinte, dacă se obține votul pentru miniștrii noi desemnați în locul de la înălțimea președinției Comisiei Juridice a Senatului lansați asemenea ne asumăm teorii. Acest lucru, domnule vă asumați, ministru, vă asumați greșit. Din păcate de ce ați greșit, ați gafat enorm. În 5 zile, premierul trebuie să propună aceste nominalizări. Cui, domnule ministru? Președintelui. Cum să propună dacă te-a trebuit să ajungă în Parlament, și, domnule păi ministru? E evident că în această perioadă de 5 zile trebuie să obțină și acordul prealabil al Parlamentului. Duceți discuția președintele are un termen de 10 zile, în acest termen poate refuza, după care se reia procedura. Încă 5 zile pentru premier, încă 10 zile pentru președinte. În cele 45 de zile de interimat trebuie începută procedura și această procedură începe cu prima nominalizare făcută în termen de 5 zile. Nu distinge legea cu privire la aceste situații. Dacă avem de a face cu o reconfigurare a compoziției politice sau nu, unde legea nu distinge, nu putem nici noi să distingem după bunul plac de la partid. Este foarte clar. Dar cu toții interpretăm articole, însă trebuie să le interpretăm cu bună credință. Legea spune foarte clar că premierul în termen de 5 zile trebuie să facă aceste propuneri către președinte. În cazul remanierii, fără schimbare de compoziția. Nu scrie acest lucru. Citiți integrat atunci, dar nu citesc lucru, eu. Dumneavoastră trebuie să citiți și să vedeți cu ce vă spune 85 aliniatul 2. Pentru că asta vă convine din punct de vedere politic. Domnule ministru, eu vă doresc personal succes și președinte dumneavoastră, dar recunosc că vom suporta cu toții o mare rușine din punct de vedere juridic. De ce este dreptul dumneavoastră de ce nu susține face premierul, indiferent de sesizarea noastră, de ce nu face acele propuneri?
De ce pentru că amână? Suntem, dar pentru că dumneavoastră de ce credeți, domnule ministru? Suntem în interimate? Eu sunt convins că nu face pentru că are congres peste câteva zile și că își dorește să nu vină în fața Parlamentului în acest interval domnule de timp. Ministru, suntem e în un interimat. Calcul politic... Care este termenul de interimat? Suntem pe durata interimată. Interimatul este un termen maximal corect, de 45 de zile. S-a acest termen dar ca nu trebuie să stea până la într-o... sfârșit. Păi bun, dar se și poate ce împli în primele 5 zile. Deci, dar trebuie să faci primul să facem pas. Haideți să facem pe înțelesul tuturor. Dacă avem până la 25 ale lunii să plătim o rată băncii, banca are dreptul, îmi spuneți dumneavoastră, să ne oblige pe noi de împrumutații să o plătim și în 10 ale lunii, că nu trebuie să stăm până la 25. Nu este un asta exemplu corect. Păi nu ăsta este exemplu. Asta. Am spus că e un termen de maximal. De 45 de zile nu în acest termen trebuie să se întâmple mai multe lucruri. Primele 5 zile, în primele 5 zile trebuie să facă propunerea, după care, repet, președintele are 10 zile să se gândească și să accepte sau nu. După care, dacă nu acceptă, să o ia de la capăt încă 5 zile. Sunt mai multe etape pe durata celor 45 de zile. Nu trebuie să aștepți în a 44-a zi să faci propunerea către președinte. Care câte zile mai are să spună da sau nu și cum mai poți relua procedura. Vă mulțumesc tare mult pentru opiniile dumneavoastră. Singura concluzie este că sunt interpretări diferite, subiective. E greu să vedem în acest moment sau oamenii simpli. Cum anume veți reuși să vă înțelegeți, deși acestea sunt informațiile pe surse. Mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră. Sper să mai reveniți în aceeași formulă. Încă mai sunt destule întrebări și lucruri de lămurit. Mulțumesc pentru prezență. Luăm o scurtă pauză. Revenim cu câteva dintre ultimele noutăți ale acestei zile. Studio Politic la Digi24, Florin Câțu rămâne premier până după congresul PNL, asta după ce Curtea Constituțională a decis că abia pe 28 septembrie va dezbate sesizarea premierului pe moțiunea de cenzură. Andreea Dumitrescu vine cu explicații. Bun găsit tuturor! Judecătorii Curții Constituționale au ales să împingă până pe data limită la care puteau să dezbată acest conflict între guvern pe de-o parte și parlament de cealaltă parte. 28 septembrie este momentul în care CCR va discuta despre moțiunea de cenzură inițiată de cei de la USR Plus și AUR, în care premierul Florin Câțu susține că nu ar fi fost respectate toate prevederile legale pentru a fi depusă această moțiune de cenzură și cere practic Curții Constituționale să constate că aceasta nu poate merge mai departe. Este motivul pentru care Parlamentul, prin majoritatea formată din PSD, PNL și UDMR, a decis să dezbată această moțiune de cenzură doar după ce vom avea o decizie a Curții Constituționale. Aceasta însă ar putea veni nu doar după Congresul Partidului Național Liberal, ci chiar și după Congresul celor de la USR Plus, care are loc în perioada 2-3 octombrie. Cu alte cuvinte, premierul Florin Câțu nu are emoții, cel puțin până la începutul lunii octombrie, își păstrează fotoliul de la Palatul Victoria, exact ceea ce și-au dorit susținătorii săi din partid pentru a-i da o șansă în plus la congresul de pe data de 25 septembrie, iar socialdemocrații și-au dorit același lucru, însă pentru a garanta pe de-o parte șansele sale de succes la congres, dar și ruperea coaliției, pentru că, în opinia lor, premierul Florin Câțu în fruntea PNL ar garanta să nu mai poată fi făcută o împăcare între PNL și USR Plus. Și alegerile din USR Plus au fost suspendate încă din prima zi. Ei votează pe mai multe zile. Irineu Darău, cel care îi contracandidează pe principalii rivali în USR Plus, Dan Barna și Dacian Cioloș, este alături de noi. Irineu Darău, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Ce se întâmplă? A fost viciat votul? Am văzut postarea dumneavoastră pe Facebook, foarte critic la adresa, citez, Găștii Dan Barna. Da, mai precis Găștii Barna Ghinea, care conduce acest partid și în acest caz controlează și Biroul Național și Secretariatul General și o parte din Comisia Electorală. Așadar, poartă responsabilitatea totală pentru managementul defectuos al sistemului de vot. Atenție, nu am subliniat, n-am pretins că sunt fraude, dar incompetența și irresponsabilitatea în organizarea acestui vot duce încă la mii de persoane care nu au dreptul să voteze și totuși votează în sistemul online. Este pur și simplu o eroare de management. De 4 luni de zile aveau timpul după fuziune să întocmească un registru electoral și mai țin să menționez că
în calitate de candidat am solicitat registrul electoral, am cerut securizarea votului încă de pe 1 septembrie și nu mi s-a răspuns deloc de către Comisia Electorală. N-am observatori ai procesului de vot, așadar am epuizat căile interne și cred că nu eu, ci ei provoacă un mare prejudiciu de imagine partidului prin acest eșec. Nu eu, pentru că spun lucrurilor pe nume, și aștept încă și cealaltă echipă care candidează, echipa Cioloș, să reacționeze într-un fel sau altul asumat, fiindcă știu foarte bine ce se întâmplă. Între timp, documentez și clasific asemenea cazuri, telefonul zbârnie în continuu cu cazuri de oameni care nu aveau dreptul să voteze și totuși au primit linkul de vot. Le clasific și mă gândesc foarte serios dacă să cer din nou anularea actualului proces. În orice caz, voi merge până la capăt, statutar și legal, fiindcă votul este baza democrației. Și nu mă interesează cine conduce partidul acum, trebuie să-și asume responsabilitatea totală și să asigure securitatea absolută a votului și integritatea registrului electoral. Sunteți împiedicat să candidați și vă rog să vă formulați răspunsul atingând și un detaliu. Puteți fi acuzat că fiind contracandidat al celor doi rivali importanți în USR Plus, să lansați astfel de acuzații fără să aveți argumente. Am lansat această acuzație, repet, nu de fraudă, ci de incorectitudine a registrului electoral și ați văzut că s-a suspendat procesul de vot. În continuare, fiindcă trebuia pornit la 10 dimineață acest proces de vot, s-a pornit la 12 într-un mod improvizat, fără să se fi rezolvat toate cazurile. Există argumente, le documentez, voi sesiza oficial și de altfel Congresul validează acest scrutin online. Deci alegerile vor fi validate doar în Congres. În niciun caz, și cine vrea să-mi urmărească istoricul va vedea acest lucru, în general nu aduc acuze pe care nu le pot dovedi și dacă sunt candidat am dreptul legitim să vorbesc despre procesul de vot, fiindcă ne afectează pe toți și nu are nicio legătură cu cine câștigă sau nu, ci are legătură, cum v-am zis, cu baza democrației și anume organizarea votului. Reluarea procesului de vot, de ce anume mai aveți nevoie ca să solicitați acest lucru și dacă veți lua această decizie? Nu a fost clar. Da, cum v-am spus, documentez și clasific cazuri, mă gândesc foarte serios, având în vedere cât de multe semnale primesc, să trimit o cerere oficială către Biroul Național și Comisia Electorală să suspende din nou votul și să asigure integritatea registrului electoral. Repet, am cerut-o de ieri, am cerut să nu reia votul până când nu vor putea asigura acest lucru. Până acum când vorbim, nu am niciun fel de răspuns, la fel cum nu mi s-a răspuns de 2 săptămâni bune la singura solicitare pe care am făcut-o către Comisia Electorală în calitate de candidat, o solicitare care privea inclusiv sistemul de vot securizat. Sunt IT-ist de meserie și știu ce probleme avem la acest capitol și, repet, sunt strict probleme de incompetență în managementul acestui proces electoral și, subliniez din nou, au avut 4 luni la dispoziție. Fiindcă membrii care au dreptul acum să voteze sunt membrii pentru care li s-a stabilit acest drept în mai anul acesta, imediat după ce a rămas cu ziunea definitivă la tribunal. Mulțumesc are mult, Irineu Darău. Este candidat pentru președinția USR Plus. Acesta susține că, și de altfel, acuzațiile sunt confirmate, pentru că ieri a fost suspendat votul la USR Plus, acolo unde membrii își votează candidații. Până în 30 septembrie, este un vot online, au primit link-ul pentru a vota, inclusiv persoane care, sau membrii USR Plus care nu aveau acest drept. Mergem mai departe cu știrile. De legea consumatorului vorbim acum, a consumatorului vulnerabil, pentru că intră în vigoare de la 1 noiembrie. Președintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ prin care românii cu venituri mici ar urma să primească sprijin financiar la plata facturilor la energie electrică, gaze și încălzire. Câți români sunt vizați și ce ajutor mai exact vor primi, ne spune acum Emma Stoica. Bun găsit tuturor! Această lege urmează să intre în vigoare de la 1 noiembrie. A fost modificată după ce au avut loc aceste creșteri mari atât la energia electrică și cel mai probabil se va întâmpla același lucru și la gaze. Motiv pentru care și legea a fost modificată în Parlament, dacă din guvern venise cu aproximativ 200.000 de gospodării care beneficiau de acest ajutor, acum vorbim de aproape 500.000 de gospodării care vor beneficia de această lege a consumatorului vulnerabil.
și spunea ministrul muncii între 1 milion și 5 milioane de persoane, pentru că vorbim de familii care au mai mulți membri. Astfel vedem că vorbim de persoanele care per membru de familie au 1386 de lei venit lunar, iar dacă vorbim de acele gospodării în care există doar o singură persoană, vorbim de 2053 de lei lunar. Aceste persoane vor putea să beneficieze de ajutor în perioada următoare, atât pentru gaze cât și pentru energia electrică. De asemenea, au fost modificări aduse în această lege a consumatorului vulnerabil. Crește ajutorul pentru energie electrică dacă vorbim de acele gospodării care au energie doar pe care electrică, de la 50 de lei la 70 de lei, iar ajutorul de lemne crește de la 160 de lei la 320 de lei. Cum vă spuneam mai devreme, de la 1 noiembrie toate aceste modificări vor intra în vigoare după ce astăzi președintele Klaus Iohannis a promulgat legea. Mulțumim, Emma, și cu aceste informații punem punct ediției de astăzi a Studioului Politic. Încheiem și săptămâna. Cu mine vă revedeți duminică la ediția specială. Vă las acum în compania Teodorei Tompea. Urmează știrile zilei. Pe curând!